Salut aici, bine ați venit un episod în care am stat vreo 10 minute să aștept să mă bagi într-un match care o să intru cu Haruna. Da, n-ați auzit bine. Vreau să mă distrez cu Haruna. Mai vedem ce prindem, ce pălim, ce nu pălim. Dar nu uitați că avem voie maxim de 3 ori să ne spunem. Și am și camuflajul ăsta șmecher pe ea. O, bă, nebunule, iar se accelerează. PC-ul. Opa, n-am răsturnat nimic. O să revin chat. O să mă ridic. Și eu sunt să predic ce am răsturnat și o să las barca să meargă, că așa-s eu, mai neîndemânat. Da, bă, că nu-i greu de luat asta. E accesibil ușor. Și ăsta cu Escar Aero 1, chiar se aștepta că și dacă eram și controlam barca, îl feream, gen pe bune. Fraților, am amândoi la un loc și încă o dată, în greutate. Ce vreți să vă fac? Ce vreți să vă fac? Explicați-mi, ce vreți să vă fac? Idioților, trebuie să mă opresc eu, nu? Full stop. Dar de dragul idioțenii. Bravo, fraților. Deștepți. Ui, îl vedeți? Îi vedeți? Îl vedeți pe ăsta? Ce idiot e? Îl vedeți? Mai zic ceva? Nu zic nimic, că nu mai are rost. Mă mai enervez. Ce e ăla? Un avion. Eu dacă trag, cred că numai până la 4 km pot să trag. Idioți să ăștia doi, să mă bată mama. Hai să reduc viteza. Na, uitați-vă cât de idiot e ăsta cu SKR-ul 1. Complet idiot, da, complet idiot. Așa, trage în mine, că sigur o să rezolvi ceva. Sigur să-ți crească IQ-ul. Bun, hai să tragem chat, că nu mai ține vrăjala. E aici, cred. Nu știu, nu cred că am țintit bine. Și-o schimbat și cursul. Tipul, da. O să vreau să întorc ambele turele către... Da, mult mai în față trebuie. Și mai jos. Cam aici, cred că ar trebui. Vedem noi cum pică imediat. Mă, că pică bine. Da, mă, pică bine. Prefer așa să trag două cu două decât să trag toate patru dată și pe aia să stau să mă gândesc. Îmi tras bine, îmi țintit bine, n-am țintit bine. Hai mă, că pot trag și cu tunurile secundare, eu uit asta. Bă, care trage? A cărui mamă este neserioasă. Uite acolo, Battle Cruiser, Heavy Cruiser, Light Cruiser. Mă, pe bune, îi pălesc doar anti-iriana, like, for real. Ăștia doi sunt idioți. Săra cu Helena. Plus că din ce am văzut nu-mi place mecanica de armuri la War Thunder. La bărci. Nu-mi place.
teoretic ar trebui să trag după Scharnhorst, așa e? O, ăla e mai periculos. Da, hai să o scufundăm pe ăla, dacă tot așa. Să trag cu tunurile secundare, dacă tot sunt goale. Da, pică prost. Posibil 1. Da, doar 1. Alea stunurile alealte. Ar trebui să mă reprofilez pe Scharnhorst? Ce ziceți? Mamă, ce bine am nimerit, a? Aproape. Trebuia doar mai în stânga decât îmi zic ei de obicei. Dreapta. Dreapta. Îmi place că tunurile secundare tot trag. Mă repară ăștia, bă. Mă repară aliații. Eu n-am reparat tipul ăsta. Că... Na. Atâta s-a putut. O să pice proiectilele în față, nu? Da, a picat unde trebuie. Astea mari, posibil să nu pice unde trebuie. Da, am zis eu că e posibil să nu pice unde trebuie. Da, au murit. Hai pe Scharnhorst. Lol, eu acum am văzut steagul statelor. Și era ceva ce în ce naibă. Și acum, da, n-are mai mult sens. Patrol ship. Am o patrol ship. Să vedem de ce ești în stare. Am țintit bine? Nu, no, mai în dreapta trebuia. Eu spamez click-ul să fiu sigur. Opa. Urăsc când se întâmplă asta. Nu știu dacă și voi, dar urăsc când se mută camera pe proiectile. A, bă, că i-am dat damage mult. Cred, zic eu. Gata, au redus viteza, omul meu. Și am trebuit să țintesc și mai încoace. Proiectile mari, pică, 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 pică. Și nu i-am dat damage aproape deloc. Căde. Eu mă duc cu spatele, nu e ok. Gata, enemy kill assist. Mi-e frică să mă trezesc cu torpile, dar hai să tragem în summer. Ai pus țintele pe el. Tunuri. Tunuri principale. Este, am tras prea în față. Da? Ba nu. I-am luat urela. Acum o să puște astea alte mari. Ia, da. Target destroyed. Fără drept de apel. Ăștia trebuie distruși. O să încerc să mă redresez spre B. E un light cruiser. Oh, doamne. Săracu. Dacă ar ști ce urmează. Urăsc camera asta. Și acum, că i-am măsurat distanța, să-ți țintesc fix la 8 km. Trebuie mai... Oh, i-am dat target destroyed. Aparent a fost suficient bucata aia. Ok. Sper să se ocupe ăsta și avioanele și ăștia alți de ăia doi. Eu o să încerc să mă ocup de partea asta alta. Nu știu ce mai e pe aici. Ăla văd că... face manevre evazoase, se crede important. Nu-mi permit să iau torpile, chat. Sincer, am acasă stând și gândind și analizând și toate astea, nu-mi permit să-mi iau torpile. Că eu nu am reparații și din astea. Pică unde trebuie, da. Poate posibil după. Da, eram sigur. Posibil după.
Bă, se înclină. Încetinește. Destul de tare. Minamincu. Băi, vedeți ce frumos ăsta, știi, așa. În liniuță. Bă, ar trebui să-l terminați pe ăla deja. Da, am luat assist. Bun, hai pe B. Hai să ne îndreptăm direct către B și să tragem după heavy cruiserul ăsta. Cred că e american. Sau nemțesc, cred că. Îmi dau seama după steag. Că nu pot să văd steagul bine. Mamă, ce target destroyed. Ce ammunition i-am dat. Săracu. Dai naibii. Și-o merită. O, chat? Ia, ce acolo? Ah, aș fi putut să trag după ăștia, dar... Too late. Porneau. De fapt, niciodată târziu, măi. Bun, hai. Acum hai să ne reprofilăm pe light cruiserul ăla. Oh, să continuăm să tragem în ăștia. Ah, hai să continuăm să tragem în ăștia. Mai pot să trag în ei, de ce să nu trag? Cred că trebuie mai încolo. Da, trebuie mai încolo. E bine, nu-l ating. A murit, bun. Hai să trag după light cruiser. Oh, da. When we need him the most, he vanished. Hai, frate. Hai să o dăm în parte. Da. Hai. Vă dați seama că îl extermin pe băiat imediat. Gata. Gata. Am terminat. Păreri? Hai, tuner, puneți-vă. Bă, că vine un avion și vrea să captureze. Nu vrea să captureze. Nici nu poate ateriza pe apă. Hai să tragem după... alălalt light destroyer. Light cruiser. Light destroyer. Vai de capul meu, ce prost e-s. Unde pică? Pică fix? Fix sunt turelele din spate, a? Da! L-am rupt. Lăsăm autopilotul. Hai să tragem noi. Mai bine lăsăm autopilotul. O pușcat bomba în aer. Una. Dar sigur trebuie să mai fie una. Sau nu? Ok. Am scăpat. Teferi și nevătămați, chat. Bun, am acă light cruiserul ăsta încă mai e pe aici. O să țin timp paci. O să tragem. Țin peste, am țintit, așa e? Da, țin peste. E un battleship inamic, e un Congo. Lupta titanilor, dar eu n-am reparații. Nu-i corect match-ul că eu n-am reparații și el are. Du-mă la un halt. Mă, aș... Nu, n-are rost să tragem după Somers. Să-i trag în turele, așa-i? Da, în turele ar trebui să-i trag ca să fiu eficient. Hai să trag tunurile secundare în ăsta, la alt mic. Spune și mie cineva de ce două tunuri nu pot să tragă în Congo? Alea din spate nu pot să trag în el. Bun. Hai
Hai să ne redresăm așa. Înclină-te. A, bă! Ăsta nu mai știe să meargă înapoi. Vreau înapoi în punct și să-și înclin turelele. Uite că una s-a înclinat. Asta la alta. La fel s-a înclinat, dar s-a dus foarte prost. Da, prost rău. De imediat moare asta oricum. Bun, acum îi dăm un halt. Mă, ăsta să fie mort imediat. Mai bag o bucată în el. Ia mă dăm pe... Scharnhorst. Da, pe Scharnhorst. E cel mai periculos. Mi-a dat mie kill-ul pe Enterprise-ul ăla, sau cum naiba se numea. Eu i-am dat halt. Ce facem? Dacă mi-ar da băieții torpile săraci, ar fi bine de ei, dar uite că nu știu să-mi dea. Săracul Scharnhorst, ia-ți de ce-mi face Scharnhorst? Slăboți, se putea mai... Se putea și mai rău, se putea și mai tare. Scharnhorst slăboți. Mi-a dat acolo un foc. Și pentru că sunt un punct, mă repar, nu? Are sens, are sens. Ca... asfaltul. De fapt, nu că... asfaltul nu are sens, chat. Mamă, cum i-am prins. Nu i-am prins, trebuia o țără peste. Dăm halt, că nu mai am chef. Zi-mi ăsta cum se duce proiectilul de la tunul ăsta. Nu. Alea două, da, exact. Mi-a dat Scharnhorst-ul torpile. Hai să ne deplasăm. Dă-i full steam ahead. Full steam ahead. Full steam ahead. Full steam ahead. Nu mai îmi permit să stau aici. O dat drumul la torpile, nu știu dacă l-ați văzut. De eu le văd, că sunt aici pro player. Bă, 6-1 și... Da, ălalalt o dat mai mult damage ca mine, înseamnă că... mi-am luat o bucată. Hai să trag în Sumner ăsta. Pușcă-l, te rog. Detonează-i amunisionul. Hai, că mai vreau un kill. Că-s dependent de killianuri. Nu mi-a mai dat. Dar a fost frumos meciul. Păreri, chat? Nu, cred că mai aveți voi ce păreri să vă dați. Slăbuți research-ul, evident. Slăbuți, na. Nu avem ce să facem. Trebuie să jucăm cu... Yubari și Hayana, dacă vreau să dau research mai ok la battle rating-ul ăla. Așa am penalizare mare. Bun, chat, asta a fost episodul cu Haruna. Vă salut, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă zic că ne vedem pe data viitoare la un nou episod. Bye bye.